Sibiul găzduiește începând de ieri cel de-al 26-lea Congres Național de Diabet, la care vor participa peste 500 de specialiști din țară și străinătate. În cadrul evenimentului va fi lansată cartea Ghidul Educatorului pentru Educația Terapeutică a Diabetului Zaharat. Pentru că tot mai mulți copii suferă de această boală, la Sibiu va fi lansat în premieră un stilou injector care poate administra jumătate de unitate de insulină. Diabetul zaharat de tip 2 apare cu precădere la adulții de peste 40 de ani, dar devine din ce în ce mai prezent și în rândul tinerilor, odată cu creșterea obezității în rândul acestora. Diabetul zaharat nu este o singură boală, ci este un grup de boli diferite, care au însă în comun intoleranța la glucoză. Și aceasta se manifestă prin creșterea nivelelor glicemiei, a concentrației glucozei în sânge. Acest lucru, care este un factor de risc de îmbolnăvire și de complicații, asociat la o multitudine de alți factori de risc, face ca această boală, diabetul zaharat, să fie însoțit de complicații cronice. Pentru prima dată în România va fi lansată cartea Ghidul Educatorului pentru Educația Terapeutică a Diabetului Zaharat, un volum foarte important pentru educația medicală terapeutică în cazul diabetului. Managementul clinic al pacientului cu diabet zaharat se face, de fapt, prin tratament, care constă în optimizarea stilului de viață și tratament medicamentos, prin educație terapeutică, care e punctul 2, prin monitorizare, punctul 3, și evaluare. Educația terapeutică are rolul de a fi cumva cap de listă, de a-și merita cumva rolul de a fi în cap de listă, pentru că un pacient care nu este educat nu-și poate urma tratamentul corect. Congresul Național de Diabet este prilejul cu care va fi lansat în premieră absolută în România stiloul injector de insulină. Noutatea este modul în care insulina poate fi dozată. În special pentru copii se poate administra o jumătate de doză, iar la vârstnicii cu probleme de vedere, dispozitivul este prevăzut cu sistemul CLIC pentru a se putea stabili doza care urmează a fi injectată. Pentru copil, gândiți-vă că tratamentul injectabil trebuie făcut uneori și la școală. Este extrem de important cum arată penul. Există o barieră psihologică a copilului pentru că el trebuie să se adapteze unui orar. Pe lângă acest dispozitiv, care ne dă acuratețe în primul rând, pentru că părintele va putea să știe ce doză i-a dat copilului de insulină. Noul stilou injector pentru insulină distribuie de la 1 la 30 de unități, având o durată de viață de 3 ani.